Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoriul cu Gimp. Iată că avem din nou ca și invitat în studio o doamnă, o doamnă președinte de partid. E vorba despre Poliana Hangan, președintele USR, județul Hunedoara. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu drag, mă distrează foarte tare pe mine chestia asta cu te adresezi unei femei și spui domnule președinte, că nu vi se spune doamna președinte, nu? Nu e corect, cred că asta în condițiile în care toată lumea e cu egalitatea de sexe și cu cu toate nebunile astea, știi? Da, mă rog, asta este o altă poveste într-o altă emisiune și într-un alt context. Deocamdată, doamna Poliana Hangan, așa cum spuneam, președintele USR Hunedoara, invitată în studioul Capital TV, încercăm să vorbim despre felul în care s-a pregătit USR pentru alegerile locale care, iată, bat la ușă. În 28 august începe campania electorală. Ați fost o alianță la un moment dat, USR Plus. Acum sunteți un mariaj care încă nu s-a finalizat. Pe alocuri mireasa sau mirele umblă brambura. Mă rog, cam politica românească. Ideea este că ați semnat un protocol cu partidul, protocol se numește, nu? La ce anume? Cu Partidul Național Liberal. Da, există un protocol. Protocol de colaborare sau cum? Un protocol de susținere. Nu este alianță, pentru că nu avem liste comune de candidați. Este doar un protocol de susținere reciprocă în trei locuri punctuale. Vorbim de președinția Consiliului Județean, de candidații de la Hunedoara și de la Brad. Da, deci, ca lumea să înțeleagă, pentru cei care nu știau deja acest lucru, dar mai există și varianta să mai fie oameni care nu știu acest lucru, deși dintre membrii USR și PNL nu prea cred. La Brad, la Hunedoara, PNL-ul a renunțat la candidat și va sprijini candidații USR. Iar USR va sprijini candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Hunedoara. De ce acest protocol, din punctul meu de vedere? Că din punctul Partidului Național Liberal știu. Am spus-o în repetate rânduri și toată lumea știe. Noi ne-am născut ca partid anti-PSD. N-a uitat niciun userist nici ce s-a întâmplat la colectiv, la ordonanța 13, în 10 august. Pentru noi, PSD reprezintă răul absolut în politică. Așa. Și? Și județul Hunedoara are mare nevoie de să nu mai fie condus de PSD. În acest moment și în ultimii 4 ani, Consiliul Județean a fost condus de PSD. Da, de ce n-ați făcut un protocol cu PMP-ul, care e tot de dreapta, sau cu, nu știu, mai avem un partid înscris în cursa asta electorală prin județul Hunedoara, care să fie de dreapta, de ce cu PNL-ul neapărat? Zic și eu. PNL a venit către noi, dar și noi am avut apeluri, de exemplu, în cazul municipiului Hunedoara, pentru o dreaptă unită, pentru o alianță a hunedorenilor de dreapta, pentru câștigarea fotolului de primar. Suntem partide de dreapta, candidatul PNL, evident, cu mai multe șanse, pentru că are o structură de partid mult mai mare și, automat, o susținere mult mai puternică și o notorietate bună în județ și a fost alegerea logică din punctul ăsta de vedere. Da, ce aveți, doamna Poliana, cu PSD-iști ăștia? Că îmi vine în cap ultima conferință de presă la care am fost și eu și v-a întrebat acolo o colegă. Ce aveți, doamna, că îi vrei să-i eliminați, să-i omorâți? Ce vreți să le faceți? Să fim serioși. PSD nu înțelege să se reformeze. Tocmai am văzut recent alegerile din interiorul PSD și se pare că în continuare oamenii lui Dragnea sunt la butoare. Așadar,
ei ne înțeleg să se reformeze și vedem și în cazul, în cazul nostru. Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean este domnul Nistor. Și nu se vede clar, se vede diferența dintre județele conduse de PSD și dezastrul care este acolo și, spre exemplu, județe conduse de PNL unde situația este mult mai bună. De exemplu? De exemplu, nu știu, Cluj. Așa. Județul Bihor. Cluj tot timpul a fost... Dar vedeți că e o chestie interesantă la Cluj. La Cluj e domnul Boc. Nu? Da. Domnul Boc, care a fost și premierul României la un moment dat. Da. Mi-aduc aminte săracul de el, cât era de jurat de români în perioada în care a fost premier, cu ordonanța Boc, cu ne-a stăiat salariile, ne-a stăiat pensiile, ne-a stăiat alea, el era premier. Bun, acum drept e că premier și primar nu e același lucru. Da. Și acum îl dați exemplu la Cluj, care, iată, este într-adevăr un oraș care s-a dezvoltat, cu niște salarii frumoșele în el, cu locuri de muncă, cu tot felul de chestii de genul acesta. Este și exemplu de la Oradea, de exemplu. Se văd salturi și în județul Alba. Există județe unde se vede și diferența între județele conduse de PNL și județele conduse de PSD este considerabil de... este consistentă. Păi bun, și dacă să zicem că în 28 septembrie sorții vor hotărâ ca această conducere să fie schimbată, Adrian David, președinte la Consiliul Județean, am înțeles că dumneavoastră vicepreședintă, în cazul în care consilierii județeni, vicepreședintele, mă gândesc că este ales, nu? Sau este numit? Vicepreședintele este ales. Este ales de către cu consilierii județeni. De... Așa. Noastră vicepreședinte, dacă iese votul, păi sunteți dumneavoastră pregătiți să preluați cârmele județului, ca să spun așa? Haideți să vă spun. În primul rând, discuțiile au pornit, discuțiile dintre noi și PNL nu au pornit doar de la faptul că trebuie să nu mai avem la nivelul județului Hunedoara o conducere PSD-izată, ci și de la anumite proiecte pe care ne propunem să le implementăm în viitor. Și pornind de la aceste proiecte și de la faptul că avem foarte multe puncte comune, am ajuns la concluzia că putem să ne sprijinim reciproc pentru a transforma și județul și localitățile unde ne propunem să facem majorități împreună. Bun. Vreți să transformați județul, vreți să transformați localitățile. Vin alegerile locale, așa cum am spus, vorbiți un pic despre candidații dumneavoastră. Mă rog, o parte dintre ei, cei care vă vin acum în minte, ce îi recomandă pe candidații noastre pentru funcțiile la care candidează? Enumerați-mi câțiva într-o ordine aleasă de dumneavoastră. Păi v-aș vorbi despre, de exemplu, despre Camelia Danda Zăvoian, care este candidatul susținut de PNL, USR și Plus în municipiul Hunedoara. Așa. Camel este un bun profesionist, este economist de profesie, este bine pregătită, are toate aturile să poată să gestioneze o primărie cum este cea din Hunedoara. Da. Nu cunoaște nimeni. Dar asta nu este un argument. Nici USR-ul nu era cunoscut acum 4 ani. Da. În cei 4 ani de când noi am intrat în Parlament, am dovedit cine suntem, ce ne propunem să facem și faptul că ne ținem de o anumită linie în ceea ce ne propunem să facem și ne ținem de cuvânt în ceea ce spunem. Bun, acum trebuie să recunoaștem faptul că eu știu, candidata noastră de la Hunedoara intră în bătălia electorală cu un primar care are câteva lucruri în spate, zic eu, domnul Bobăuțeanu. Nu putem să contestăm anumite lucruri. Firește că dumneavoastră, în calitate de președinte USR, puteți spune că putem contesta și dacă credeți că vreți să faceți acest lucru, chiar vă rog să faceți. Am fost de multe ori printre cetățeni, mai ales acum în ultima perioadă, și în multe locuri
oamenii cred că dacă au primit, în sensul că s-a făcut ceva, da? S-a făcut, s-a asfaltat o străduță sau s-a făcut într-un loc, nu știu, s-a izolat termic o școală, cred că e foarte bine că s-a făcut ceva. Pentru că nu au termene de comparație. Faptul că o școală a fost izolată sau zugrăvită sau o sală de clasă a fost zugrăvită nu înseamnă că ăla e maximul ce se poate face. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și trebuie să avem termene de comparație cu lucruri cu adevărat bune și de calitate. Nu cu jumătăți de măsură. Păi și care ar fi termenul de comparație al Hunedoarei, de exemplu? Hunedoara a fost un oraș prosper foarte mulți ani, a avut industrie, a avut o situație bună, cred că era mult mai bine pe vremuri decât era în Deva, de exemplu. Și cred că ne vom da seama că lucrurile merg bine atunci când cei... În condițiile în care în Hunedoara mai există ceva industrie, în Deva nu prea există, în Deva înțeleg că sunt aproape bugetari, angajați la stat câteva mii și restul așa. Păi nici înainte n-a fost industrie în Deva, Deva n-a fost un oraș industrial. Păi da. Dacă e să comparăm cu Hunedoara. S-ar putea să fie mai bine Hunedoara decât în Deva, din anumite puncte de vedere, cel puțin al locurilor de muncă. Da, nu știu, nu vreau să mă hazardez. Dacă este să comparăm și nivelul salarial, nivelul mediu salarial, nu, e mai bine. Încă e mai bine la Deva. Dar eu zic că ne vom da seama că lucrurile merg bine atunci când cei care au plecat peste hotare vor alege să se întoarcă înapoi. Da. Mi-a plecat un live pe telefon între timp de la, din cealaltă regie. Bun. Și atunci, Camelia Danda de la Hunedoara, în viziunea dumneavoastră, ar putea fi un primar destoinic, cum ziceți? Da, putea fi un primar competent. Noi sperăm să și câștige și ne luptăm cu toate forțele pentru asta. Are și susținerea PNL, la fel și în cazul lui Raul, de la Raul Matei, de la Brad. De la Brad. Vorbiți puțin despre acest domn Raul Matei, de la Brad. Raul este un om care a fost implicat civic multă vreme, a purtat ceva bătălii acolo locale, inclusiv, de exemplu, pentru problemele cetățenilor legate de termoficarea din oraș. Este un antreprenor și a făcut o afacere pe fonduri europene, a dovedit că poate să facă business propriu și că este un bun manager, are toate calitățile și el să devină un bun primar. Bun, dar să nu uităm că la Brad candidatul nostru, domnul Raul, se luptă cu domnul Cazacu. Iar domnul Cazacu, folosind un termen nu tocmai academic, domnul Cazacu, mă gândesc că nu o să mă dați în judecat acum, e o vulpe bătrână între ale politicii. Chiar ieri am fost la Brad și am întâlnit... Să nu înțelegeți că încerc să pun într-o lumină proastă candidatul nostru, de asta spun că se luptă cu oameni cu experiență între ale politicii și atunci tocmai de asta lupta e dificilă. Spuneați că ați fost la Brad. Am fost ieri la Brad și am vorbit un pic cu cetățenii care erau pe străzi pe acolo. Era o doamnă mai în vârstă cu nepoțelul. Și îmi spunea că fata ei a plecat din țară să lucreze pentru că nu se putea trăi cu, nu puteau trăi cu veniturile câștigate acolo. Dar era foarte supărată că locuiește într-un sat aparținător municipiului Brad și îmi spunea că este o porțiune de drum neasfaltată și drumul este impracticabil. Iar ea este nevoită de fiecare dată să se roage de taximetriști să vină dimineața, vorbea de începutul anului, când trebuia să-și ducă nepoțelul la școală și nici taximetriștii nu mai vor să meargă pe drumul ăla, pentru că este atât de rău încât evită până și taximetriștii. Și numai că nu plângea. Și spunea că omul ăsta și-a bătut joc efectiv și că nu-i pasă de oamenii de acolo și că nu înțelege de ce restul mai votează. Bă, asta vreau să vă întreb și eu și atunci de ce votează lumea? Că e primar de câteva mandate bune. Da, este primar de câteva mandate bune.
nu știu ce înțeleg, poate că n-au avut alternativă. Poate că n-au avut o alternativă. N-au mai fost contracandidat. Poate că n-au avut o alternativă reală. O alternativă în care oamenii să creadă cu adevărat sau care să convingă. Da, am înțeles. Bun. Hunedoara, Brad, ce ar mai fi? Îl avem pe Andrei Remus la Hațeg, îl avem pe Gabriel Ilieș aici la Deva, îl avem pe Dan Marinescu, pe Vlad Florea la Petroșani. Avem candidați în 45 de UAT-uri. Deci în 45 din 68, 69 cu tot cu Consiliul Județean. Aveți candidați, dar în restul de ce n-ați reușit să luați? Pentru că suntem un partid tânăr, în mediul rural oamenii sunt mult mai reticenți să intre în politică. Realitatea este că oamenii nici nu văd cu ochi buni politica și durează mult să îi convingi că singura soluție pentru a schimba lucrurile este implicarea. Pentru că e ușor să stai să comentezi de pe margine că unii fac bine sau mai puțin bine. Dacă nu te implici și nu pui și tu umărul la treabă, e destul de dificil ca să schimbi lucrurile. Bun, doamna Poliera, nu pot să nu vă întreb și despre, nu știu, mireasa, mirele dumneavoastră, ce-o fi, mai, mă rog, plus. La început era o poveste din asta frumoasă, cu intelectuali, unii dintre ei care parcă dăduseră gaură la macaroană, alții veneau ca salvarea supremă, elixirul nemaipomenit al politicii românești, nu mă refer la USR aici, mă refer la unii membri plus. Între timp s-a rupt lanțul de iubire, cel puțin în județul Hunedoara, mi-e așa îmi pare. După tot felul de declarații, care de care mai unele de genul nemulțumire, altele de genul dezamăgire, iată că la un moment dat erați comparată cu un dictator în USR. Care-i povestea cu USR plus în Hunedoara? Că, sincer să fiu, din ce mi se pare mie, și eu mi-asum lucrul ăsta. Câți membri, aveți, dumneavoastră trebuie să știți, ca președinte de partid, câți membri aveți în județul Hunedoara? Vă referiți la noi? La dumneavoastră, la USR. Aproximativ 600 de membri. 600 de membri cu... Între 5 și 600 cu de membri. Cu țilulă, cum se spune. Da. Cu hârtie, cu patalama, da. Cu cotizație, cu chestii de genul ăsta. Acum, în calitate de, nu știu, mireasă, mire, știți câți membri de partid avea și plusul? Cred că în urmă cu vreo două săptămâni, undeva spre 250. Deci aveau și 250 de membri de partid. Cam așa. Cu patalama. Atunci va trebui să-mi cer scuze, mă gândeam că n-au mai mult de 30-40, dar mă rog, asta este cu totul și cu tot altă poveste. Probabil că și-au făcut mai mulți membri de partid cu patalama, cu că și-au depus și lista de consilierie pe undeva și probabil că asta este explicația spusă cu două săptămâni, nu? Cam așa, da. Ok, care e povestea așadar cu s-a rupt lanțul de iubire? S-a rupt lanțul de iubire sau nu s-a rupt? Noi avem un protocol la nivel de județ pentru... Nu mai aveți niciun protocol, că sunteți căsătoriți acolo la nivel de țară. Haideți să vă zic, congresul, practic, în congres, membrii USR și membrii Plus au decis că își doresc fuziunea. Până la decizia instanțelor care va aproba efectiv și va legifera această... Da, până la îndeplinirea tuturor formalităților legale, noi vom funcționa ca două entități separate. Chiar dacă ne dorim să mergem împreună și vom face pași în acest sens, dar până atunci, din punct de vedere legal, noi suntem două entități separate. La nivelul județului, cum spuneam, încă de la începutul anului au fost niște negocieri care s-au prelungit și datorită stării situațiilor cu epidemia de COVID și până la urmă în 15 UAT-uri vom merge împreună.
Da? Pe liste comune? Da. Aici în Hunedoara? Da. O să fie și Plus și USR? Bun, da, da, da. Doamne, Dumnezeule, dar cum ați reușit această performanță? Acum fac un pic de... Pentru că lucrăm, avem locuri unde lucrăm bine împreună și unde membrii și Plus și USR... Păi nu, că știți la ce mă gândeam acum, că dacă tot se zice despre dumneavoastră că sunteți dictator sau dictatoare, care o fi? Dictator, nu? Așa. De ce n-ați reușit să dictați peste tot dacă sunteți de dictator? Și... Înțelegeți ce vreau să spun. Nu știu dacă... Ați mai discutat cu colegi de-ai mei sau dacă știți, da, și să vrei să fii dictator și să fii tu cel mai autoritar președinte, nu ai cum să fii un dictator veritabil în interiorul partidului, mă refer, pentru că toate deciziile se iau cu votul membrilor. Nu ai, indiferent cum mai vrea să faci în interiorul filialelor locale, deciziile se iau cu votul tuturor membrilor, iar la nivel de județ deciziile se iau în conferințe județene cu delegați din fiecare filială. Așadar, și există un birou care este forul executiv, un birou județean care este forul executiv al partidului. La noi este reprezentat foarte bine în toate zonele județului. Avem membri în birou, de exemplu, este și Raul Matei de la Braț sau Camelia Danda de la Hunedoara. Avem colegi în birou din Hațec sau din Valea Jiului. N-aș avea cum să fac asta și dacă să zicem că ăsta ar fi obiectivul meu, ceea ce e departe de adevăr. În altă ordine de idei, nu știu de ce și-ar dori cineva să fie dictator. Pentru că o hotărâre luată și implementată, în momentul în care tu ești dictator, ți-o asumi și răspunzi pentru ea. Păi și nu, este, așa e cel mai Nu, din punctul meu de vedere, este mult mai confortabil, dacă e să vorbim, și mai corect, pentru că își asumă odată cu tine, cel care ești președinte, își asumă acea decizie și cei care au fost alături sau nu au fost, da? Depinde de situație. Da. Și atunci hotărârea este a tuturor și automat și răspunderea a tuturor. Eu mă gândeam că e mai interesant să fii dictator când mi s-a făcut limba spaghete. E mai interesant să fii dictator atunci când iei anumite decizii și să-ți asumi chiar singur reușita sau eșecul lor. Cred în continuare că atunci când sunt prea multe capete în anumite decizii politice, lucrurile riscă uneori să o ia razna sau pe alt făgaș decât cel dorit sau scontat. Ca în orice democrație, pentru o decizie este nevoie de o majoritate. Dar să știți că la noi sunt multe decizii care se iau, nu știu, cu... nu doar cu o majoritate de 50% plus 1, sunt decizii care se iau cu două treimi. Și cu două treimi, deci nu e, am înțeles. Nu e cazul. Și de obicei dezbatem. Când este o problemă pusă pe tapet, se dezbate și ajungem împreună la o soluție. Poliana Hangan, stimați telespectatori, președinta USR Hunedoara, este invitată la Fotoliul cu Ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi!